cascat, da, stă jos. Hai. Hey, give me that back.
Thank you.
facem la fel. Și am trecut. Una, două, trei, jură pe susurită de cu joc! Oamnă pe zile micolă, jură pe! Te supără? Nu, dar vă zic că nu știu eu cum. Asta e scris, sigur că e zile. Trăiască dronul primar de la Dorohoi. Trăiască teț. Toți de la Dorohoi, toată lumea de la Dorohoi. Și George Simeon de la Foșani. Ruzuriță de bujor, banda plebnere. Thank you.
Thank you.
Seara, dragi dorohoieni, dumneavoastră și invitaților dumneavoastră care astăzi i-ați primit îngăzduire la dorohoieni. Vreau să vă transmit din suflet cele mai alese urări de sănătate, de bine și de prosperitate în noul an. Vreau să mulțumesc din suflet acestor formații deosebite care în această seară au fost aici și vreau să le mulțumesc datorită faptului că acest fenomen de pe 31 decembrie în Dorohoi este unic și lucrul acesta se datorează unor oameni deosebiți care în fiecare an fac ca acest lucru să fie posibil pentru orașul nostru și vestesc, așa cum numai ei știu, sosirea noului an. Da, am avut un an cu multe necazuri de la trecut de la purtat măști, la inflație, la scumpiri și la alte lucruri deosebite pe care și dumneavoastră le-ați auzit în presă. Sper că anul care vine, toate aceste probleme să fie cumva lămurite de oamenii și de cei care sunt îndrituiți să facă acest lucru, pentru ca viața noastră, viața dumneavoastră, a copiilor dumneavoastră să fie mai bună și să intre în firescul normal. Eu vă doresc, dragii mei dorohoieni, tot binele din lume și vă asigur că în Dorohoi comunitatea noastră depinde de dumneavoastră, de unitatea dumneavoastră, de credința dumneavoastră și de speranța în mai bine. Sunt convins că numai împreună vom reuși acest lucru și ce a fost greu să rămână pentru trecut, iar pentru viitor să ne aștepte binele și lucrurile frumoase care
le dorim fiecare și unul pentru altul, dar și pentru familiile noastre. De aceea vă spun la mulți ani din toată inima și fie ca Dumnezeu să binecuvinteze Dorohoiu și pe dumneavoastră. Acum vă propun să numărăm 10.